Potrivit autorităților, peste 1 milion de români vor beneficia de pe urma măririi cu 19% de la 1.050 de lei la 1.250 a salariului minim brut pe economie. Asta înseamnă că cei care sunt angajați cu salariul minim vor primi în mână 925 de lei în loc de 785. Astfel, cu intrarea în vigoare acestui act normativ, angajatorii trebuie să crească salariile celor care erau plătiți pe salariul minim. Altfel, riscă amenzi contravenționale de la 1.000 de lei la 2.000 de lei pentru fiecare contract individual de muncă în neregulă. Ca un efect al creșterii salariului minim pe economie este mărirea remunerației pe ora zilierilor, cuantumul neputând fi mai mic decât valoarea pe ora salariului minim. Astfel, remunerația zilierilor crește de la 6,225 de lei pe oră la 7,382 de lei pe oră. Un alt efect este creșterea punctului de amendă, care reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie. Din păcate, chiar și după această majorare, salariul minim din România rămâne penultimul ca valoare în Uniunea Europeană, cel mai scăzut fiind în Bulgaria.